ziua! Mă numesc Cristina și sunt conducătorul atelierului de lut polimeric. Astăzi o să confecționăm un mărțișor din lut polimeric în formă de fluturaș. Pentru aceasta avem nevoie de lut polimeric roșu-alb, instrumente cu țitaș sau așa fel, instrument cu biluță și acușor și, desigur, furnitură pentru broșa noastră. Începem cu încălzirea lutului alb. Decupăm pentru corpul fluturașului și împărțim în 3 părți pentru aripi. 2 detalii pentru aripile mari și 2 pentru aripile mici. Formăm 2 cerculețe din cele mici și le strivim. Îndreptăm dacă este nevoie. Și începem cu aripile deja cele mari. Încercăm să formăm formă de picătură plată sau frunzuliță și un pic încovoiată. Prindem aripioarele și cele micuțe, prindem bine. Formăm relieful fluturașului cu acușorul. Aici deja faceți la dorință. Nu uităm, facem această factură cu acușorul în unghi, nu o facem ridicat. Și detaliile de jos. Aici putem deja doar să apăsăm. Aici un pic împingem. Formăm corpul fluturelui, verificăm mărimea, nu este de ajuns și strivim. Scoatem atent, alipim cetișor cu acușorul, formăm liniuțe. Acum începem cu trandafirii. Avem nevoie de mai puțin roșu decât am folosit alb, îl încălzim. Formăm un tub sau cilindru și deja decupăm următoarele detalii pentru petale. Și începem să le strivim. Nu apăsăm foarte tare, fiindcă o să se lipească de mâini petalele. După ce am sfințat, decupăm în jumătate toate aceste petale. Acum începem să formăm trandafirul. Adăugăm câte 5 petale. Și încetișor îl răsucim. Și un pic strângem să se desfacă floarea. Așa facem cu toate. Vârful la a doua petală o prindem de mijlocul la prima. Și așa mai departe. Începem alipirea detaliilor, adică trandafirilor. Cetișor, acușor, partea de jos a florii, cetișor, alipim. Aranjăm la dorință. Pentru a suplini decorul nostru, facem niște punctișoare pe aripioare. Alungim roșu. Decupăm și formăm biluțe. Le rotim în mână. Dacă aveți posibilitatea, rotiți câte două. Acum, acest instrument, dacă nu aveți așa instrument, puteți folosi orice care este rotunjit la capăt și încetișor aplicăm.
Noi finisați fluturașul, îl coacem în cuptor obișnuit la 110 grade sau 130 pe timp de 30 de minute. Apoi, după ce am copt lucrarea, aceasta nu este coaptă, vă arăt cum prindem prânătura. Putem lua roșu, un picuț îl încălzim, formăm un pătrat sau dreptunghi, deschidem, verificăm lățimea și prindem în partea de sus a fluturului. Mai putem forma factură cu acest instrument sau orice altă factură. O închidem și o coacem așa. Verificăm dacă n-a ieșit un pic roșu. Și am finisat. Mulțumesc pentru vizionare și creativitate plăcută!